plăcere am să vă dau bună dimineața și în această prima zi a săptămânii. Cum sunteți? Cum a trecut? Cu bine. Din moment ce vă aflați pe acest canal, înseamnă că vă luați doza zilnică de optimism. Bună dimineața încă o dată. Frig? Nu-i chiar frig, ne așteptam la mai multe grade cu minus, dar totuși să avem grijă, să mai punem o haină pe noi, cum zicea cineva. A pornit mașina? A pornit dieselul? Românul tot timpul are o variantă, tot timpul se descurcă. Dacă nu pornește mașina, ia trăsura. Vedeți, exemplu înalt preasfințitului Teodosie de la Constanța. Lui când nu-i pornește limuzina, are variantă ajutătoare. El are variantă ajutătoare, ia o trăsură frumoasă cu cai și se plimbă prin oraș. Constanța, Tomisu, medieval și multisecular, este împodobit de această trăsură, de această caleașcă veritabilă. Dar pentru noi cine-i motorul? Cafeluța. Cafeluța s-a dat cu plăcere pe site-ul buymeacoffee.com/nicuvendea, s-a dat cu plăcere de către Caroi din Bălăușeri, Căsănul Boratom, și de către Ana din Irlanda. Gata, Ana, cafeiu. Caci o începunicu, mulțumesc frumos, bem o guriță și îi dăm să sune. Cafeluță bună, cafeluță după buget, cum ar fi zis marele Caragiale. Gata bugetul, e gata făcut și gata consumat. Ori zis și pesediște ăștia, Câțu nu știu ce a reușit, nu știu ce a îmbârligat el pe acolo, dar ci că banii bugetului ar ajunge țării numai pe primele 9 luni. Deci avem buget pe 9 luni, cât pe o gestație bună. Păi 9 luni, așa că în octombrie, noiembrie, decembrie ne descurcăm. Că românul se descurcă, oricum vine luna cadourilor în decembrie, așa că primim cadouri. Adică iară ne împrumutăm de la fonduri, de la bănci, de la... Așa pe cine o plăti nu ne interesează. Să avem bani momentan, bugetul. Evident că niște ministere s-au plâns că nu le ajung banii. Nu le ajung deja de acum banii la justiție. Și că nu-s bani suficienți la justiție. Păi să mai taie din microfoane. Vorba viralului, mai taie din ele, dă-le dreacu. Oricum, justiția e oarbă, nu s-o uită ea la câți bani sunt în portofoliu. Nici la sănătate nu stăm grozav cu banii, dar vorba aia, dacă ai sănătate, îți mai trebuie bani, dar sunt în schimb bani la transporturi. A zis ministrul Dulă pe care îl doare, nu-l doare, că o să facă, atâția bani sunt la transporturi, că o să facem la autostrăzi, la centuri ocolitoare, la drumuri expres. O să avem mai mult autostradă la sfârșitul anului decât teren arabil în România. Dar parcă văd că tot pe hârtie rămân proiectele. Oricâți bani am avea, mă, nu ne iese. N-avem autostrada în sânge. Autostrada nu e în codul nostru genetic. Nici la educație. Nici la educație nu prea sunt bani. În schimb, domnul ministru Câmpeanu a avut o întâlnire cu domnul Gușă, Cosmin, cu Z, nu cu SZ, Cosmin Gușă, prin care au semnat un protocol potrivit căruia disciplina judo intră în programa școlară. Adică o să facă elevii și ore de judo. Nu știu cât de frezabilă e treaba asta din moment ce elevii deja știu să se bată. Nu o să înceapă bine școlile în scenariu verde, că iar o să auzim știri de genul copil bătut în toaletă, fete trase de păr în fața școlii și așa mai departe. Deci cu violența stăm bine. Nu cred că era necesar o programă care să includă și sportul ăsta, judo. Acum, dacă vrem să punem părinții iară la cheltuieli, să le cumpere kimonouri, centuri, e ok. Măcar sportul ăla să face desculți. Da, gușă și judo. Că dacă nu faci judo, faci gușă. Și invers. La sănătate să știți că se lucrează. Cel puțin domnul Vlad Voiculescu lucrează puternic. Un coleg de-a lui zice, merge sâmbătă noapte, duminică noapte și o să vedeți o singură lumină la minister. E lumina de la biroul lui Vlad Voiculescu. Face asta planul, scrie, se gândește, zice, numai Voiculescu cu paznicul în minister în weekend. Acum, nu știu ce să zic, Vlad Voiculescu cu paznicul și paznicul mai întreabă, n-ai o țigară. Nu vrei să-ți dictezi eu ce scrii pe laptop, că mă descurc sau... Nu. L-ar ajuta domnul paznic. Dar din câte știu, domnul Voiculescu are iubită tânără. Poate de asta stă el în minister, să evite cadourile, că acum e perioada dragostei. Valentine's, dragobete și să mai facă și el economii. De astăzi începe vaccinarea cu AstraZeneca. Cum îi zic eu, vaccinul pentru tineret. Că peste 55 de ani n-are niciun efect. Ei, dragii moșului, pe vremuri erau stațiunile alea pe litoral, stațiunea tineretului, stațiune pentru pensionari, pentru vârsta a treia. Acum am ajuns la vaccin. Vaccin pentru tineri, vaccin pentru bătrâni.
Un reputat cercetător biolog a zis că toate virusurile, a zis că toate virusurile astea de tip SARS-CoV din lume ar încăpea într-o doză de suc. Toate virusurile astea care ne fac să tremurăm, virusurile astea care bagă panică în planetă, care sperie miliarde de oameni, toate virusurile astea SARS-CoV ar intra, ar încăpea într-o doză, nici măcar în cană, aici mai încape și virusul de la Ebola și Sida, într-o doză de suc. Găsim noi un român hotărât care să zică, bă, voi băgați virusurile într-o doză, ca pe ei le fac eu vale. Uș. Mai iei două de pălincă și s-a gătat cu virusul. S-a terminat cu virusul. Trebuie un pic de acțiune, un pic de concentrare de forțe, vedeți? Fiecare virus are leac. Le bagi acolo, toate virusurile le bagi într-o badogă și... Cafea bună, pai mie coffee.com slash Nicu Bendea. Despre aur ce mai știți? Pleacă de până aur membri. Doamna Șoșoac a plecat de mult și atrage după ea și alți membri. Vedeți, deși partid aur din clasa metalelor nobile, da? Pleacă ăștia ca pilitura de fier la magnet când e vorba de bani. Nu știu ce să zic, domnul George Simion a zis că oricum nu era nevoie de doamna Șoșoacă. Ea a fost pe liste oarecum acceptată și tolerată că ea face parte din Partidul Național Român. N-are nicio treabă cu aurul. Am văzut eu că n-a prea are bijuterii de aur, are gablonțuri, dar n-am zis înainte. Și Barna, Dan Barna, insipidul incolor, inodorul Dan Barna, este părăsit de femei. Două membre marcante au părăsit partidul. Acum ce să zic, să nu plângă domnul Barna că nu mai are femei în partid, să o caute pe Ana Morodan. O știți pe Ana Morodan? Nici eu nu o știam și nici nu vreau să o știu, dar e o știre importantă, că ea cu gurița ea a declarat într-o emisiune TV, ea e ceva influențăriță de asta pe internet, cum nu știu eu. Ea e influențăriță, zice, am în momentul de față 5 iubiți. Am avut o relație de lungă durată, în fine, acum am 5 iubiți. Fiecare vine când îl chem eu și 5 iubiți. Momentan am 5 iubiți. Deci al șaselea, domnul Dan Barna, nu cred că ar fi o problemă pentru Ana Morodan. Cu cadou bine plasat, cum a zice Bani, și cred că s-ar descurca. Bianca Drăgușanu, când a auzit chestia asta, Bianca Drăgușanu zice, vai tu, zice, sper că fiecare îți dă într-o altă zonă a corpului. Poftim, o zis Ana Morodan. Păi zice, ce pe tine, nu te bat, săraca Bianca Drăgușanu. Ea numai cu un iubit odată și ce bătăi ăla, da, păi cu cinci. Bă, zice, măcar bateți-mă disociat, unul la coaste, unul la ficat, unul la... Vorbim prostii, dar nu-i frumos. O pus niște poze Bianca Drăgușanu cu fața tunefiată acum, pe lângă că era ea umflată de la injecții, i-o dat și ăsta cu pugni, body ăsta din media, și ardelean de anos, bă, Alex, bă, nu-i fain. Nu-i fain. O femeie nu trebuie atinsă cu o floare, nici măcar cu o floare, dar păi tu ai dat cu ghiveciu și cu alte bucăți de ceram. Nu-i frumos, nu-i frumos. De-aia și Bianca Drăgușanu a renunțat la Gabi Bădălău, la fiul milionarului din politică, și acum recent a luat cina cu un bărbat misterios. Acum nu știu cât de musculos, mai bine misterios decât musculos vorba ei. Bianca, dragă, ai grijă cu cine ești la masă, cu cine, că vorba aia, mânci un munte de sare și nu știi cu cine te asociezi în căsnicie. Asta este. Mai luăm o guriță de cafea de la prietenii noștri, Caroi, de la prietena noastră, Ana din Irlanda, buymeacoffee.com/nicubendea. Și vă mai zic așa, să aveți o zi frumoasă, o zi plină de împliniri, să începem cu dreptul. Cu dreptul să începem această săptămână. În ceea ce mă privește, stau un pic cu frica în sâni. Stau cu frica în sân pentru că de seară are meci iar CFR-ul. Știți cum e când are CFR-ul seara meci? Tătă ziua soacră mea e în vrie. Tot al doilea gând e ce-o face Deac cu echipa. Iar e momentul să bată voluntariu și să treacă pe primul loc în clasament cu două puncte în fața FCSB-ului, care a pierdut aseară cu Hermannstadt, mă înțelegi? Dacă o să treacă CFR-ul pe primul loc, cu două puncte în avans, o să am și eu o săptămână liniștită, o săptămână multilateral dezvoltată. Măcar soacra și-a luat o piatră de pe rinichi. O CFR-ul e pe primul loc, așa că ce mai contează? Și voi sunteți pe primul loc pe canalul meu, vă aștept în comentarii, vă aștept spusele voastre, vă aștept cu glume, cu opinii, cu păreri, ca de obicei, eu o să le dau citire și unde mă pricep o să vă și răspund. Nicu Bendea vă mulțumește pentru urmărire, pentru abonare și pentru faptul că ați dat share acestui video.
Dar numai când ați ajuns aici la final, la minutul 10. Zi superbă!